să vă spun ceva. Am văzut acum câteva zile când a dat găma săracul și el. Așa. Când, chiar un băiat super. Am fost cu el la echipa națională. E un băiat de nota 1000, îl pui la suflet. Credeți-mă. Și mi s-a rupt așa sufletul. L-am văzut și m-am văzut și pe mine când mi-am dat autogol pe Bernabeu. Dar eu am dat pe Bernabeu. Mai departe de poartă, nu? Da, era mai departe puțin. Și? Era mai lateral. Numai tu ai greșit sau și cer ne-ai ieșit greșit? Domnule, așa a vrut Dumnezeu să fiu singur marcator pe Bernabeu. Vă dați seama, hai să vă spun singur ceva. Singur marcator pe Bernabeu, da, dar în proprie poartă. Să fiu singur. Vă dați seama, la 1-0 a avut real penalti. Ratează. Să făcea 2-0. Hai, spunea cineva ceva despre Bănel Nicuriță, nu? Așa, așa a vrut Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus, Bănel, tu trebuie să fii singur marcator, 1-0. Bănel Nicuriță. Sunt mulți care mă mai... A, mai critică. Auzi, mai mă, dar ce ai simțit în clipa? Când a zis că intră mingea? Vreau să mă omor. Următoarea zi vreau, căutam să... Nu știu, aveam așa toate nebunile. Adică te-ai gândit? M-am așa? Gândit, dar... Pentru că vă dați seama că vină toți. Toată lumea. Pentru că eram și... Sunt și foarte iubit. Da, atunci s-a discutat, da, despre autogolul ăla și... săptămâni și... Și era toată lumea. Care venea... Cum a fost? Cum? Cum este ridice Beckham? Cum este să... Nu știu ce? Cu tare? Zic, bă, pentru mine e ok, e onoare. Am jucat acolo și am jucat cu asemenea jucători. Voi sunteți mulți care nu ajunge să plătiți un bilet. Nici nu ajunge spectatori pe teren. Nici pe teren. Unul care muncește, e normal să crescească. Da? Și am spus, bă, frate, aia s-a întâmplat. Au dat alții în finală sau în semifinal de Champions League. Autogol. Atunci ce de ce să... Nu, a fost ok. Mi-a fost foarte greu, sincer. 2-3 săptămâni, nu dormeam. Dar vreau să le mulțumesc colegilor. Da, ți-a reproșat vreunul? Domnului Oloroi, niciodată. Noi suntem o familie. Atunci, noi, după meci, nu ți-a, băi, Bănele, ce ai făcut? A venit Gigi. Nu e nimic, tata, oricum ne băteau ăștia, tăticule. Stai liniștit, băiatul meu. Așa, astea sunt vorbile lui. Dacă vă spun, uite, întrebați. Și Oloroi? A venit un caracter așa de... așa deosebit și un om așa dulce, e greu, sincer. Mă bucur că am avut antrenor foarte mare, da? Pe cât am jucat fotbal, toată cariera mea, am avut antrenor foarte, foarte mari, și la care am și jucat, meci de meci, da? Am avut pe domnul Walter Zenga, domnul Marius Lăcătuș, domnul Haci, Oloroi, Protasov, cum îi zice, Neastochiță. Au fost mulți. Sunt foarte mulți ca antrenori care am avut de la fiecare să învăț. Tu